Dar nu prietenia vom deschide toate masele care nu mai rămas, inclusiv și unul care am desfăcut. Exact, nu te-ai putut abține deoarece este bucătar și da. Na, știm că ție îți place bucătăria și bucătarii. Deci, arată-mi-l puțin să-l văd cum e bucătarul. Este mișcu și speriat, dar ce are acolo în farfurie? Are ceva terci, cred că, nu? Cremă. Ia să vedem. O să pun caza masă. Da, de seria s-a terminat, deoarece așa scria că vor fi 30 de numere. Da. Și începem cu... O broască. O broască. Care e plină cu feratele mele. De ce? Cred că e o broască. Mie îmi place broasca asta cum arată. Da, e adevărat. Uite, asta chiar arată aia, că a, prințesa și broasca? Mhm. Uh-huh. Că se transformă. Te cred că Mașa și crede că e un prinț acesta. Ia să vedem. Să zic, nu. Ce faină e. Chiar că e faină. Da. Ok. Care e următoarea? Arată-mi-o. Mașa aceea care lucră. Ah, este ceva mecanic, cred că, da. Mașa. Stai să mă-i păcat. Nu, ceva bus. Micuța. Micuța profesoară. Oh! De condus, cred. S-ar putea să fie de la școala de șoferi. Deci ăsta am să deschide. Pe deja știm că toată seria asta se deschis foarte greu. Da. Avem nevoie de foarfecă pentru asta. Ok, cred că acum merge. Da. Mă rog că avem și foarfecă, o lăsăm aici. Ia pune jos pe Mașa aici, să o vedem. O, ce drăguță e! Învârte, să vedem și la spate. Uite, are șapca întoarsă invers. O să-i las, uite așa, ca să avem mai mult loc. Bine. Următorul extraterestru. O, câți ochi are? O, 4. Ăsta mai preferat meu. A, Mașa se transformă. Oh, chiar, uite de câți ochi are Mașa. Ochii ăia mici, na. Ia să văd ce spui de pe calculator. Și chiar nu arată bine că sunt mici. E mai mare. Sunt ciudați. Ia să-l pune jos. Are și 4 mâini. Serios? La spate. Dar nu vine să cred. Și 4 picioare. Ce tare-i. Și ăsta nu are stand. Pentru că el stă singur. Care are 4 picioare. De învârte-l puțin să-l vedem mai bine. Uite astea-s mâinile. Ce fain. Nu deci care numai 2. Da. Asta-i printre... Uite, asta două superferatele mele de acum. Și? Moș Crăciun! Moș Crăciun! Mă, că nu-i Crăciunul! Nu contează, avem poveste de iarnă cu Mașa. Ce este, cred că, cel mai mare personaj? Și eu cred că e cea mai mare figurină. Vom face o comparație cu ursul ăla musculos contra ăsta. Nu? Dacă și ăla e mare și musculosul. O, ce greu e! Ia să-l văd. Stai să văd. Să pun mâna pe el. Să știi că e greu. Să văd dacă se mișcă ceva. Nu, toate sunt fixe. Și are și un sac mare cu jucării. Păi ăsta mai greu. Da, că la jucăriile. După aia trece la tigru, prietenul de... Prietenul de ursul. Da, de la circ, așa da, e? Asta a fost prieten bun la circ ei. Că și el a fost la circ. Da, a venit în vizită. Prea
ca să fie ceva fără. Dar și ăsta e pufos. Da? Să vede, nu? Mhm, are blăniță mică pe el. Uite mână mare are. Ia, pune-l aici. Să vede care puf. Mhm, învârte-l puțin să vedem și coada. Oh, uite și coada faină are. Așa. Unul e mai mic de pe lângă, e mai mic pe lângă. Da, pentru că ursul e mai mare. Și după aici avem pe sirena. Mașa sirenă. Da. Nu știu cum a devenit sirena. Nu mai știu, trebuie să citim poveștile. Oh. Oh. E faină. Care culoarea turcoaz. Exact. Turcoaz e culoarea preferată printre. Mai și strălucește? Nu știu. Nu știu. Oh, se pare bine, cred. Da, păi se pare că asta a fost ruptă din fabricație, deoarece n-am găsit doar acest exemplar, așa că îl vom lipi noi. Da. Cu super glu și o să fie ca nou. De-i fain. Da, ia să o văd, arată-mi de aproape. Să știi că e faină. Are și solzi, uite ce fain să văd solzi pe coadă. Stai, nu mișca puțin, să o vedem. E foarte reușită, mașa. Da. Sirena. O las așa aici. După avem o vulpe. Vulpe aia? Că nu știu ce exact. E șoară, e pisică. Uite. Oh, da. Cum se numește povestea? Ca șoarecile și pisica. Înseamnă că e pisică. Poate ca aici pe locul 1. Și pisica. Are blăniță și ea? Da, și ea are blăniță. Ia să văd. Mamă, ce șmecheră-i. E tigrată. Mm-hmm. E faină. După avem, cred că e un șobolan. Și eu cred că e un șobolan. Noi în cartier. Eu cred că este un șobolan, după cum arată așa. Nasul ăla e cam mare pentru un șoarec. Nu stai să mă uit pe carte, dacă chiar e. Că nu cred. Mă uit pe carte. Ok? Să dați ce-i ceva. Așa-s lupii. Sau e puiul de lup? Nu e lup, că nu arată lup. Porcul. Lupul. Porcul are pojar. Și atât. Nu, porcul e că nu are de-a face cu povestea. Dar sigur e șobolan după cum arată. Nu care coadă mică. Nu știu. Nu știm cum o cheamă. Nu știu. E șobolan, sigur e șobolan. Are moacă de șobo. Nu? Sau de lup bătrân? Da, 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 da. De lup bătrân. Și ultimul număr. Regele. Regele animalelor. Leul. Are și coroană. Aia e cea mai faină. Un detaliu foarte fain, așa e? Da. N-are multă glumită. Așa. Cu Pune-l jos să-l vedem.
Stai să gătesc să văd coroana. Mamă, ce fain e coroana. Cum se simte. Mișcă-l așa puțin să-l vedem. Și coada. Deci și coama, ce faină coama are. Deci astea au fost ultimele din serie. Și acum trebuie să le scoatem, să le punem toate la un loc, să se vadă, așa-i? Da. Și trebuie să facem comparația între mușul. Clar mai mic mușul. E mai mic, dar este mai greu, așa-i? Da. E cam cât un urs. A, bine, dar e cât m-aș asigurat asta? Nu. Nu, dacă îl pune sub. Bine, hai să le punem. Am o grămadă de chestii. O să le dau jos. De să le pun pe alea noi. Nu cred că vor încăpea toate. Ceea ce nu e așa fain, deoarece ar fi fost fain să avem o căsuță. Nu? Eu zic, ăștia mari să-i punem din coace, poate. Nu că au loc mai mult. Păi aici au și mai mult loc, că n-au etaj. Ce zici? Că nu se încapă. Nu să avem ce să facem. Da, hai să punem aici. Astea sunt alții. Și mai avem încă un urs aici înalt. Așa, și acum restul încearcă să-i pui din coace. Va trebui să-i înghesuim puțin, așa-i? Oricum, mai amici pus. Da, și broasca sus. Sus care loc sus. Împingem, uite, până în capăt. Tot ce putem împingem, că altfel nu o să încapă. Și pingușul sus. Nu. Ba, merge, cum să nu uite. Și uite-te, asta poți să pui în capăt, acolo în colț. Așa, punem acum animalele, să vedem cum intră. Cred că este de bine, o să intre. Eu cred că nu, uite câte mai ai. Oh, dar... Ai uitat? Deci asta le punem așa în față, deocamdată, numai așa pentru prezentare și după aceea le vom pune grămadă înăuntru, așa-i? Asta nu. Că n-avem cum altfel să le punem. Stai să-i pun asta. Am uitat cum să le sfați la ea. În oată. O să zic că poți să pune să cumva. Nu cred că stă. Nu, neapărat trebuie să-l pun undeva. Unde? În locul veverița? Și subscribe, papa mea.